wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un tărâm de basm care a apărut prin magie pe malul unui lac, într-o țară a copilăriei, având ca hotare râsetele copiilor. Locuitorii orașului au aflat de minune și au venit să-l vadă. Și fermecați au rămas timp de o lună, căci în acest ținut poveștile nu se măsoară în clipe, ci în zâmbete. Cam așa începe povestea tărâmului magic al Crăciunului. Un eveniment concept în premieră în România, special gândit pentru copii, vine la Constanța în luna decembrie. De la începutul lunii și până pe 30 decembrie, Țara Piticilor va deveni tărâmul magic al Crăciunului, populat, așa cum se cuvine, cu personaje din povești vechi și noi, aparținând copilăriilor tuturor generațiilor. Publicul va deveni parte din poveste, participând activ la spectacole, alături de sutele de animatori și personaje de basm. Vă așteptăm în Țara Piticilor, care se transformă în tărâmul magic al Crăciunului. Acolo Moș Crăciun își deschide ambasada și puteți participa cu copiii la ateliere de făcut ciocolată, de făcut jucării, de cântat, de pictat, de dansat. Vă așteptăm cu drag, începând cu joi seara, ora 18 până pe 30 decembrie. Suntem acolo în fiecare zi. Ajutoarele moșului au lăsat treaba pentru câteva momente și au vizitat diferite școli din Constanța. Corpul de control al lui Moș Crăciun, i-am spus noi, merge prin școli și grădinițe și invită toți copiii să vină în tărâmul magic al moșului, pentru că moșul a făcut așa o magie și a transformat Țara Piticilor. În atelierele lui Moș Crăciun, copiii vor fi antrenați în multiple activități educative și artistice. Îi vor compune scrisori moșului, vor deveni bucătari, actori, dansatori, jurnaliști la Gazeta Moșului, vor învăța să deseneze, să se comporte potrivit codului bunelor maniere, să scrie și să citească povești, să facă jucării și multe altele. În plus, vor fi încântați de spectacolele de pe scena special amenajată. Nici părinții sau bunicii nu au fost uitați. Organizatorii le vor pune la dispoziție târgul de Crăciun, unde vor găsi o gamă extrem de variată de produse și dulciuri specifice perioadei sărbătorilor pentru toate gusturile și buzunarele. E o mare deschidere și vom avea personaje din poveste peste tot în parc și spectacole în fiecare weekend la scenă. Așadar, copii, părinți, bunici, începând din prima zi de iarnă, moșul vă așteaptă în tărâmul magic al Crăciunului până pe 30 decembrie, acolo unde dorințele se îndeplinesc.